ce problema este cu băiatul respectiv, cu Enea Tiberiu Bogdan și Enea Dumitru Daniel. Ce face? Ce Bine. fac acești? Deci, în primul rând, cere ca să fie treaba bună să locuim aici, cere taxe de protecție, deci... Cât a cerut, de exemplu, la început? La Când te-ai început, mutat? deci eu la început am dat 1 milion, Ca să te deci muți. pe o cameră mică, nu una mare, nici de cum, pe o cameră mică, deci am dat 1 milion, în 2 rate pe lună. Și după aceea, majoritatea oamenilor dau bani în fiecare lună. Deci, nu, deci fiecare lună, deci nu, deci dau o dată, o cumpără și a lui va fi, a lui este. Și după aceea spuneai de taxa care ți-o cere A, el. da, ca să poți să circuli pe, să poți să ai glas pe sală, să poți să faci tu să te mai plimbi, să te mai duci la unul la altul. Așa. Da, și... Cam cât trebuie să-i dai pe lună? Sau cum stabilește el taxele astea? Nu, el umblă la, ca cel mai, la agățeală, deci prinde la o combinație, zice, nu-mi dai asta, vede ceva frumos sau bani, te simți că ai bani, zice, dă și mi-a 200, 200, 300, ca să fie treaba bună să nu poți, dacă nu, știi pe unde ai venit, scările, sunt ușor de coborât, intrarea e liberă, Și dar cum ar ieșirea. putea el să te dea afară din cămin? Dar nu-i Păi, căminul lui. da, dar nu, deci nu-i căminul lui, dar îl face într-așa fel să fie el, al lui. Îl face să fie al lui, el. Deci el devine dintr-o dată. Și ce poate să-ți facă când vrea să te dea afară? Ce pot să-mi facă dacă nu-i dau ceea ce cere el, aplică bătaie, aplică vini peste vini în casă, mă bate, mă duc la spital, iar vin, iar mă bate, iar mai trece o săptămână, mă las în pace, iar. Și poliția comunitară sau Am poliția chemat sau nu știu. nenumărate ori, am și dovezi în Și ei știu casă. treaba asta? Deci... Cineva din cămin a spus vreodată la poliția comunitară sau la altă poliție, uitați-mi cere taxă sau de abia acum v-ați săturat? De acum că din câte, deci să nu exagerez, să nu mint, sincer, deci majoritatea au prins frica aia, au intrat frica în ei, de persoanele astea două. Deci Deci sunt foarte nu a declarat periculoase. nimeni. Nu a declarat nimeni pentru că au prins frica asta în ei și foarte puține persoane au curajul răspunderii, au curajul ăsta ca să și inima nu se ducă fără să știe în neștirea lor lucru să spună. Înțeles, fiind lăsat răspuns, nu îi se dea, nu îi se...